România, Statele Unite ale Americii, următorul meci de triplu pe care vi-l propunem de la mondialele de Futnet, de la Cluj-Napoca. O partidă, hai să o numim în familie, pentru că în naționala americană se află jucători de origine română. Călin Tarău, George Tarău, cei doi sunt frați, Nicușor Marmaliuc și Marius Trenchea. Aceștia sunt jucătorii implicați. Frații Tarău și cu Trenchea sunt acum în triplul care a fost introdus în teren. Nicușor Marmaliuc, dublu medaliat pentru România la proba de triplu în anii 90. Pentru noi îl văd pe Florin Bozga ridicând acum la Emil Borz de la Șimleul Silvaniei. Vial este porecla lui Borz. Simex Șimleul Silvaniei este o echipă care a căpătat constanță în campionatul României. Sesizați că nu folosesc sintagma campionat național, pentru că, așa cum spuneam, Asociația Futnet în România nu are recunoașterea Ministerului Tineretului și Sportului. Nu vrem să intrăm cumva în coliziune cu legea, cu terminologiile oficiale. Emil Borz este trăgătorul, cel puțin în acest set, pentru România. Iată-l pe Borz ajungând la minge și suflându-i adversarului. Bozga pentru același Borz, o combinație după o pasă lungă pe toată lățimea terenului. În triplul României se mai află și Silviu Crișan, tot de la Simex. Silviu Crișan și Emil Borz se mizează că vor face un cuplu de forță. Axa triplului nostru poate fi chiar cea formată din jucătorii de la Simex. S-a utilizat procedeul de mascare la serviciu. Jucătorul care are mingea încearcă să trimită pe deasupra cu echipierilor care se grupează pentru ca traiectoria să fie văzută cât mai târziu. 3-0. Tricolorii n-au probleme contra naționalei Statelor Unite ale Americii, formată, cum spuneam, din jucători români. Pe Călin Tarău l-am văzut și la studio, iată-l aici, atacând. Călin Tarău este cercetător pentru NASA din Galați, de origine a plecat pentru un trai mai bun în America. Ei organizează turnee în zona Philadelphia, dar nu numai. Se duc și la San Diego, se duc și în Chicago și oriunde este necesar atunci când există interes pentru tenisul cu piciorul. 4-0, Daniel Săsărman are posibilitatea să dea câteva sfaturi pe un timeout solicitat de americani. Vor servi ai noștri. Cel care a preluat mingea este omul cel mai defensiv al acestui triunghi. Mă refer la Silviu Crișan, jucător cu preluare foarte bună. Călin Tarău a atacat însă moale și o greșeală aici la pasarea lui Bozga. El a trimis între cei doi coechipieri. Sigur că până la urmă futnetul poate nu este pentatlon modern, un sport extrem de complex și îi salut pe practicanții acestuia, chit că sunt foarte puțini în România din nefericire, însă orice formă competițională a unui sport înseamnă practic un plus pentru societate. Înseamnă copii care se preocupă de sport, consumă sport și se educă prin sport, în detrimentul timpului pierdut în baruri, fumând sau consumând alte substanțe interzise. 5-1 a devenit scorul. Călin Tarău atacă în fileu și intervenție rapidă a unuia dintre arbitrii care prinde microfonul de lângă fileu. Revedem această fază care intră cumva în colecția mondialelor de futnet de la Cluj. Amiciția este cuvântul de ordine. Dacă ați observat, nu este o adversitate deosebită precum la alte discipline.
Sigur, această sintagmă nu mai este valabilă atunci când vorbim de meciurile între cehi și slovaci. Se va verifica ipoteza pe care v-am expus-o în zilele următoare de transmisiune. 7-1, România conduce clar ostilitățile în acest meci contra Statelor Unite ale Americii. Din grupă mai face parte și naționala Ungariei. Practic, victoria pe care îmi permit să o anticipez înseamnă calificarea în sferturile de finală pentru România. Rămâne apoi meciul contra Ungariei, care, spuneam, va avea o dublă miză. Pe de o parte este vorba de clasamentul grupei, dar și de punctele cu care pleci în grupa din sferturile de finală. 8-2, iată-l pe Marmaliuc, intrat între timp în teren, cu câteva kilograme în plus față de perioada în care făcea performanță, greșește preluarea și scorul devine 9-2. Este cumva un meci care seamănă cu ceea ce am văzut mai înainte la disputa dintre Cehia și Polonia. Sigur, respectând proporțiile, și ai noștri își intră în ritm acum. Marius Trenchea, de lângă fileu, încearcă o scurtă. Mingea rămâne însă în jumătatea sa, a fost dublă după ce a lovit cu piciorul acel balon. El l-a atins și cu corpul. George Tarău greșește preluarea și este set la 2 pentru România. 11-2 în favoarea echipei noastre naționale. Primul set, ne pregătim pentru al doilea. Antepenultimul meci al reuniunii de astăzi, transmisă, cum spuneam, în direct și în exclusivitate de Luxport. Pauză, după care ne întoarcem la Polivalenta Cluj-Napoca. A început setul al doilea, România și Statele Unite ale Americii în teren, este 2-1. Aici a fost o greșeală pe care a comis-o avansând la fileu Silviu Crișan, acesta a atins plasa, 2-1, mai puțin obișnuit să joace în preajma elementului care delimitează terenul. Am pierdut primele două puncte ale României, care au fost foarte spectaculoase, un capac al lui Alin Bălan, intrat în teren pentru acest set, și apoi o pasă cu solul a lui Alin Bălan. Ce înseamnă acest lucru? Alin Bălan, în speța de la punctul respectiv, a trimis o minge cu efect care a atins podeaua în jumătatea adversă de teren, după care a sărit înapoi peste fileu și a fost jucată de către un coechipier de Bosga. În acest caz, se acordă punct pentru echipa care efectuează această manevră. Asta, evident, cu condiția ca mingea să nu fie atinsă de către un jucător advers.
De asemenea, jucătorul advers nu poate trimite mingea corect, regulamentar, peste fileu cu podeaua proprie. Deci n-ai voie să șutezi în terenul propriu și să trimiți astfel mingea peste fileu. Ajunge bine Crișan, Bosga, Bălan, foarte bună această execuție. Puțin pe lângă teren, puțin în afara liniei de margine. 4-2, însă nu cred că sunt motive de îngrijorare. Triplul nostru are funcționalitate, iar victoria n-are cum să ne scape. Bălan încearcă din nou acea minge cu mult efect. O tăiată care înseamnă multe probleme pentru adversar. Până la urmă, iată că iese exercițiul. Aici nici n-a mai întâmpinat obstacolul numit Călin Tarău. Căpăcitorul american încercase să se lase în jos pentru a nu fi luat la țintă. Sunt extrem de periculoase și mingile puternice trimise pe direcția corpului adversarului, ca la tenisul de câmp. Reacția este dificil de realizat. Aici Tarău îl încurcă pe Bălan. Scorul devine 5-3 și încă o dată observăm ce mult înseamnă să ai un om care să domine fileul, care să își facă simțită prezența acolo. George Tarău, serviciu incorrect. 6-3 este scorul pentru România. Trenchea nu reușește să se placeze corect pentru a prelua. O breșă uriașă între George Tarău și Trenchea. Scorul a devenit 7-3. Preluare bună pe piept. Mingea adusă la Călin Tarău, care însă a atacat cu capul. Puține șanse. Cu capul ataci doar atunci când ești foarte sigur de punct și nu ai altă posibilitate. Altfel, piciorul este partea corpului omenesc de bază la atacurile în tenisul cu piciorul. Timeout al americanilor. România conduce cu 8-3 setul 2. Sper să nu fiu deranjant, prieteni, dacă opinez că, indiferent de rezultatele pe care le vom consemna la finele celei de-a treia zile de competiție de la Polivalentă, important este că încercăm să facem popularizare pentru un sport care poate fi practicat de către oricine, indiferent de vârstă, ori de condiție fizică. 9-3. Pentru România, 9-3, schimbare. George Tarău solicită schimbare. 9-3 pentru România. Nice and free for România. Un serviciu mult afară al lui Bosga. 9-4. Două puncte despart echipa românească de câștigarea acestui meci. Tricolorii sunt invincibili momentan la mondialele clujene și iată o foarfecă în stil sud-corean. Nu este punct pentru România, însă... Ba da, este. Am avut impresia la un moment dat că a fost atins fileul acolo de către Crișan. Nu. Atacul a fost corect, executat de la o distanță optimă. Și 10-4, 6 mingi de meci pentru selecționata noastră, care a câștigat la simplu, contra Poloniei a câștigat la dublu și acum câștigă și la triplu acest meci. Victorie pentru România cu 11-2, 11-4, însă naționala americană desigur că n-a putut emite pretenții. România este la alt nivel. Mai facem o trecere prin studio înainte de penultimul meci al reuniunii, care va fi între Franța și Elveția, după care avem România-Ungaria, meci de gală care închide transmisiunea Lux Sport din această zi.